Bine v-am regăsit, sunt astrolog Luminița Aristea și în această filmare vom vorbi despre fericire. De ce vorbim despre fericire? Fiindcă urmează o perioadă între 11 octombrie și 23 octombrie în care vom fi mai relaxați, vom fi puțin mai fericiți. Chiar dacă avem acel careu Saturn în Vărsător, Uranus în Taur, care este așa ca sabia lui Damocles deasupra noastră, care ne urmărește din anul trecut. Știți că am avut în anul trecut trei careuri. Am avut un careu în februarie, am avut un careu în iunie și altul în decembrie. Cu toate acestea, este o perioadă în care vom fi mai dornici să relaționăm unii cu alții. Vom fi mai binevoitori. Vom fi poate mai iertători, vom fi mai echilibrați, vom fi mai juști, în primul rând cu noi, vom fi mai armonioși în ceea ce privește relaționarea. De ce? Astăzi, la data la care fac această filmare, Mercur este la ultimul grad, gradul analitic, gradul 29 în Fecioară. Și începând cu data de 11 octombrie va intra și el în zodia Balanță și avem trei planete personale, Soarele, Venus și Mercur, din 5 planete personale în zodia Balanță. Deci este o aglomerație pe cer în zodia Balanță. Dragi Balanțe, voi cei care sunteți născuți în zodia Balanță, profitați de această perioadă, este cea mai frumoasă perioadă din an pentru voi, este perioada în care vă aniversați zilele de naștere, este perioada în care aveți un nou restart, se resetează anul care a trecut, anul aniversar care a trecut și în fața voastră, așa cum spun eu, se așterne ca un covor roșu, noul an aniversar. Pregătiți-vă pentru această perioadă, este o perioadă foarte foarte benefică de a vă planifica următoarea perioadă de un an de zile. Și noi toți avem, nu uitați, noi toți avem în zodia Balanță, avem acolo o casă astrologică, avem un domeniu de viață în care ne vom manifesta mult mai orientați către celălalt, către ceilalți și mult mai echilibrat. Să profităm de această perioadă de armonie, să ne încărcăm cu această energie a Balanței, această energie legată de diplomație, să fim mai diplomați. Dacă fiecare din noi este mai diplomat, probabil că și la nivel mundan, da? Lumea, la nivelul lumii, poate și lumea va deveni mai diplomată, mai înțeleaptă. Și acum în această energie a lui Mercur în Fecioară, mai ales că Mercur a fost retrograd în Fecioară și eu l-am pe Mercur în harta natală, retrograd în Vărsător, m-am reconectat cu o filmare pe care am făcut-o când am fost la Cape Town în anul 2019 în Africa de Sud, o filmare pe care am făcut-o alături de Sean. Sean este o persoană foarte, foarte spirituală pe care am întâlnit-o, vă dați seama, din întâmplare, așa ca să spun, într-un mall din Cape Town și care își oferea creațiile lui și eu m-am dus direct către un tablou pe care el îl făcuse. O să vedeți acest tablou în filmarea pe care am atașat-o aici și el explică așa, mi s-a părut foarte, foarte frumos, foarte, foarte simplu, ce înseamnă să fim fericiți, ce înseamnă să fim în acest echilibru, ce înseamnă să echilibrăm cele două energii, masculin și feminin. Da? În acest tablou, este un tablou al dansului, avem trei persoane care dansează, avem în centru o dansatoare. Această dansatoare, așa cum spune el, este cea care celebrează viața și el spunea că în această comunitate a boșimanilor, oamenii din tufișuri, bushmen, cum spune el, oamenii din deșertul care trăiesc în deșertul Kalahari, s-a inspirat din freștele, din aceste peșteri din deșertul Kalahari. Pentru acești oameni este foarte important ca să fie fericiți și își exprimă această fericire prin dans, deoarece
Ei consideră că sunt una cu creația și prin acest dans ei se conectează la creație, se conectează la forța creației. Și o să vedeți acolo ce interesant explică el cum se face această echilibrare între femeie, femeia care cântă, și bărbat, bărbatul vânător, bărbatul care dansează, și cum se face acest schimb de roluri, deoarece totul se echilibrează. Cum ne echilibrăm? Ne echilibrăm în această conexiune directă cu natura. Și acest echilibru, de fapt aici vreau să ajung, la acest echilibru, da? Această armonie ne aduce într-un final fericirea. Deci fericirea nu o măsurăm prin valorile materiale, prin banii din portofel, da? Din punctul meu de vedere, fericirea se poate exprima atunci când suntem în armonie. Vedeți, acum mă inundă soarele. Soarele de după amiază intră la mine în casă și mă bucur de această prezență a soarelui, fiindcă îmi place să fie încă cald și îmi place să stau cu geamul deschis și să mă conectez la natură, să mă conectez la tot ceea ce este în jurul meu. Deci, această filmare este dedicată fericirii și aș vrea să vă adresez și vouă o întrebare și să-mi spuneți și voi, să-mi scrieți, să-mi lăsați mesaje. V-am spus că îmi place foarte mult să comunic cu voi, să fac schimb de idei cu voi. Ce este pentru voi fericirea? Când sunteți fericiți? Dar înainte de a da răspuns, aș vrea să ascultați și să vizionați până la capăt ce a spus Sean. Sunt câteva minute, dar mi se pare că sunt momente foarte puternice de înțelepciune, de bun simț, de echilibru și de armonie. În Africa de Sud, sunt la Cape Town, sunt alături de Sean. Hello, Sean. Fine, thank you. Very happy that you accepted to talk for our channel. Sean și-a dat acordul ca să vorbească, să ne vorbească și să ne spună o poveste foarte interesantă. Sean, you will present us a very interesting story. Yes. About, you know, this one, you can see here, puteți să vă uitați aici, can you make a little bit like this, just to be, okay, yes, very okay. Good. So these are ancient paintings, replicas. Deci acestea sunt paintings. Hold a second to translate also. Deci este făcut de you made it. This. Yes, I'm inspired by the ancient rock paintings. Okay, deci Sean a fost inspirat de vechile frește de care s-au găsit. That you find in the mountains. Care s-au găsit în munți. Painted by the bushmen. Care au fost pictate de bushmen. Yes, what is bushmen? The bushmen are people who live in the caves. Deci oamenii care locuiau în pește. And they painted their life. Și care și-au pictat viața. Spiritual understanding of their art. Deci o înțelegere foarte spirituală. So here you got replicas that are inspired by the bushmen. Deci aici este exact o replică inspirată care mi-a plăcut mie foarte mult, mi s-a părut foarte interesantă. So, okay. In the middle is the dancer. Este dansatoarea. And they dance to celebrate life. Dansează să sărbătorească viața. In the dance the woman will clap to a very high frequency. În timpul dansului femeia bate din palme într-o foarte, foarte mare frecvență. And the man will dance around the fire. Și bărbatul dansează în jurul focului. And when they reach a very high state of consciousness. Și atunci când ating o altă stare de conștiință, they will transcend into the spirit world. Vor transcende în lumea spirituală. And then they will call the soul back to the community. Și cheamă spiritul înapoi în comunitate. Wow, it is sorry. Yeah. Este foarte, foarte profund. Credeți-mă, când am ajuns aici direct, m-am conectat, hold a second, m-am conectat cu această imagine și mi s-a părut wow. Yeah. Okay. So this was very important for the community to be happy. So that every week they had to dance. Este foarte important pentru oamenii din comunitate să fie fericiți și în fiecare săptămână ei trebuie să danseze. Yeah. To connect with creation, to be one with creation. Să se conecteze cu creația, să fie una cu creația. Okay, so here you have the lady.
Aici este femeia. She's got the stone on a stick. Are o piatră pe un băț. This stone on the stick allows her to dig the roots and the plants and the medicines out of the soil. Și cu această, cu acest băț și cu piatra poate să hold a second, să sape adânc în pământ și să planteze și să caute rădăcinile. And so that stone will be passed down from one lady to the next, to one generation to the next. Această piatră este transmisă de la o generație la alta. So when the woman, gets, when the woman initiates and becomes a lady, then she gets a stone. Okay, și fiecare femeie atunci când devine femeie, and then she can go femeie, dig. And then when she becomes a lady, yeah, like what age? Initiation. Initiation. Yeah, what age, in the teenagers. Maybe 14. Yes. Probabil în jurul vârstei de 14 ani. And then she meets. Then she is accepted into community as an adult and can be helping the community. Este acceptată practic în comunitate și practic devine o femeie. Yeah. And so the man is the dancer. Sorry, he's the hunter. Este vânătorul. But also the dancer. Și dansatorul. So the lady is the singer. And the man is the dancer. Deci femeia este cea care cântă și bărbatul este cel care dansează. But the woman also is the dancer and the man is also the singer. Și invers, și femeia este dansatoare și bărbatul este cântăreț. Mainly the man will dance and he hunts for the animals to go and when he catches the animal, then he brings it for the food for people to eat. Okay, when the man. Yeah, the man catches the animal. Deci când bărbatul prinde animalele, le vânează, le aduce acasă. And so when they're walking, they actually will be walking with lions. Okay. And they will walk with the lion, and the lion won't attack the man because they have a relationship, that they know each other's role in creation. So the lion will not hunt the man. Hold a second. Este aici, s-a vorbit și-am despre relația între om și leu. Leul nu-l atacă pe om, este o foarte strânsă. Yeah. It is a very strong connection. Yes. So the lion remembers that the hunter will never hunt the lion. Ok, leul își aduce aminte că omul nu va vâna niciodată leul. So it's just an understanding. It is an ancestral remembering. Yes, and it's connecting to creation in a very sacred way that from the very beginning of time was always lived in that way. Ok, este o foarte adâncă conectare transcendentală, so foarte, foarte adâncă. So these times from 100,000 years ago when the Bushmen lived up to now, they've been living this way. Ok, deci este o amintire a sutelor de mii de ani când trăiau împreună, este această amintire. In South Africa, you got the Kalahari. Este vorba de deșertul Kalahari. That's where they live. Și acesta era modul în care trăiau. Yeah, so that's where they live and this is where the Bushmen are. Okay, și este felul în care trăiau și își trăiau viața. This is just a small little bit of information, but there's lots more. Este o foarte, foarte mică informație, dar but it is a beginning. Yes, yeah, of course. It is just a flavor. Something for people to understand that in nature you connect with a balance, and the balance brings happiness. Okay, foarte, foarte profund în natură, te conectezi și îți găsești echilibrul vieții. It is a connection with the Mother Earth. Yes, exactly. The spirit of the land. Cu spiritul naturii, cu spiritul pământului. To the sand, they're also known as the sand. The spirit of the land is called Ngoro. Spiritul pământului este Ngoro. And so when they live in the Kalahari, they connect to the spirit. Trăiesc în deșert, se conectează la acest spirit, that connection is like so important for them to be happy, pentru ca să fie fericiți. So they don't need anything other than just the connection to the spirit. Nu au nevoie de nimic altceva decât de această conectare. That is what makes them happy. De aceea această conectare îi face fericiți. Da, foarte interesant. So my feeling is that we can learn a lot from them. So avem we multe can de învățat become happier ca să putem să devenim fericiți. Do you know, it was very interesting that 2 days ago I wrote on my Facebook account, I have a Facebook account and a YouTube channel, I wrote about happiness. Yes, okay. Because a lady came to me and asked me, I draw a card, an oracle card, and asked me, this card needs to answer my question, when I will be happy. Yes.
And it was very, very interesting because happiness, it is just a moment, it is just a state of mind, it is just an a conscience, attitude, an attitude. Vorbeam despre ce înseamnă a fi fericiți, am postat pe pagina mea de Facebook câteva comentarii foarte interesante despre acest subiect, despre fericire. Sean ne-a predat o lecție foarte, foarte frumoasă despre conectarea la natură, despre conectarea la mama pământ, despre conectarea cu sufletul nostru, cu noi. Thank you so much, and you are so nice. Thank you. And I think this is a very simple lesson, o lecție foarte, foarte simplă, how we can get happy. Yes, exactly. Very simple. Just to dance, celebrate the dance of life. Celebrate the dance of life. Deci să plecăm cu acest mesaj, să sărbătorim acest dans al vieții. Yes. Să dansăm. Thank you. Haideți să ne uităm și să plecăm cu această imagine. Thank you, Sean. Dacă doriți să susțineți canalul meu de YouTube, vă aștept aici, apăsați butonul like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră Sirius, apăsați butonul join alătură-te și veți fi mai aproape de mine și de partenera mea, psiholog Laura Ghiță. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!